Domnule prefect, doamna președinte a Consiliului Județean, prea cucernici părinți, stimați invitați, onorată asistență, dragi colegi. Ziua Armatei României reprezintă un moment cu profunde semnificații patriotice, când ne înclinăm cu respect în fața tuturor eroilor care și-au dat viața pe câmpul de luptă. Este un prilej de aducere aminte a sacrificiilor românilor pentru păstrarea ființei naționale, a independenței și integrității țării și reprezintă un moment de bilanț al activităților militarilor și totodată un moment când privim către viitorul instituției militare. În cel de-al doilea război mondial, militarii români au luptat cu vitejie pentru eliberarea teritoriului național. Ziua de 25 octombrie 1944, devenind un simbol al eliberării de sub ocupația străină a orașului Carei și a întregii țării. Onorăm cu mândrie și respect faptele de arme ale înaintașilor noștri și transmitem astăzi veteranilor de război, care mai sunt printre noi, recunoștința noastră și le dorim multă sănătate. Fără sacrificiul lor și fără curajul de care au dat dovadă pe câmpurile de bătălie, ale cele mai mari conflagrații mondiale, istoria noastră ar fi fost cu totul diferită. Pentru a cinsti, cum se cuvine, Ziua Armatei României, și în acest an a fost organizată ștafeta veteranilor Invictus, municipiul Botoșani fiind inclus pe traseul roșu. Astăzi, 25 octombrie, voluntarii de pe cele trei trasee, roșu, galben și albastru, se reunesc la Carei pentru a promova astfel curajul, devotamentul, camaraderia, voluntariatul și spiritul de sacrificiu. Ziua Armatei României nu este doar o sărbătoare a militarilor, este o sărbătoare a tuturor românilor care își iubesc și prețuiesc țara, pentru care suntem mereu la datorie, respectând astfel jurământul de credință depus. Astfel, instruirea militarilor se execută permanent, pentru a ne deplini în orice moment misiunea fundamentală a Armatei României de a apăra suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a țării. Suntem alături de societatea civilă și de comunitatea locală din care facem parte, astfel încât să sprijinim, să ne îndeplinim toate responsabilitățile ce ne revin, conform prevederilor legislative în vigoare. Ne aflăm astăzi în fața monumentului eroilor botoșeneni din cel de-al doilea război mondial, pentru a aduce un omagiu eroilor și veteranilor de război și pentru a transmite mulțumiri militarilor botoșeneni pentru modul în care și-au îndeplinit misiunile încredințate, sănătate și succes în parcursul profesional și personal. La mulți ani Armatei României și glorie eternă eroilor neamului!